своими глазами. Activitatea calitate din eleva a studiului corpul meu am început-o cu 4 ani în urmă. Dar deja în primul an am realizat o colecție numită Smurul frumuseții. Și asta Smurul frumusețează. Și nu doar eu. Toți elevii al studiului au participat la această idee magnifică a profesoarei Ludmila Tetcov, după cum veți putea vedea în următorul dosar. Dar astăzi ne-am adunat pentru a arăta o altă colecție numită Tezaurul Moldovenesc, care a fost pregătit ocazional pentru evenimentul de 100 de ani a pictorului Igor Vieru. Această colecție a fost pregătită în perioada de 2-3 săptămâni al lunii decembrie, materialul esențial fiind eu, Tolgher Teodora, eleva a clasei 5 a art studiului Curcubeu din orașul Drogea. Am creat esențial 3 lucrări pe care am pictat lucrările lui Igor Vieru. De asemenea, în acest colecția au lucrat și elevele a claselor a 4-a al studiului Curcubeu, pe nume Kira Marcu, Celodar Darea și Mărinitschi Milana. În lucrările sale, ele au abordat tema sărbătorilor tradiționale de iarnă, la fel care au fost prezentate în cadrul evenimentului de 100 de ani al Igorului Vieru. De asemenea, materialul pe care noi am pictat, pot să menționez că are peste 100 de ani. Acest material ne l-a predispus o locuitare al orașului Drogea, pe nume Sofie Vieru, care l-a moștenit de la bunica sa.